Sindicaliștii din raionul Rezina s-au reunit într-o spartachiadă. Competițiile au fost organizate cu scopul de a promova modul sănătos de viață în colectivele de muncă. Astfel, la spartachiadă și-au încercat puterile reprezentanții ai zeci de sindicate, membri ai Consiliului Interramural în Rezina. 1. Șapte, opt, nouă, zece. Suntem la ediția a doua a spartachiadei raionale a sindicatelor din raionul Rezina, a sindicatelor interramurale, la care participă 10 sindicate ramurale. Participă la 100 de membri de sindicat. Conform planului de activitate, îl organizăm în această încăpere, adică la Alexandru Pușkin. S-au prezentat din toate sindicatele, au venit cu probe, au dat din timp probele sportive la care și-a participat. Scopul nostru este de a consolida sindicatele, de a ne întâlni, de a discuta, de a ne încerca forțele la diferite probe sportive. Învingătorii s-au ales cu diplome și bani. Locul întâi a fost ocupat de Sindicatul Educație și Știință, locul 2 de Sindicatul Agricultură. Bronzul a fost cucerit de sindicaliștii din Sănătate. Spartachiada sindicaliștilor este susținută financiar de Consiliul Raional Rezina și Confederația Națională a Sindicatelor în Republica Moldova.